din diaspora. Eu zic așa, merită și Viorela aplauze, frate, că poate să înghită treaba asta. Adică, nu, haideți să dăm aplauze. Haide, aplauze, Viorele. Nu, la modul serios. Aplauze pentru Viorel, că e băiețat și el. Două secunde. Te rog. Mâini sau poimini? O să vă uitați exact, nu știu exact când. Ce se întâmplă? Pe locul 1 în trending. Nu, suntem pe locul 1. V-am spus exact de vreo săptămână. V-am spus ce dai materiale compromițătoare cu ea? Nu ne strica momentul, te rogăm frumos. Nu m-a arătat deget. Hai să ne liniștim, te rog. Nu mai e ce să mă mai liniștesc așa. O să vedeți ce postări o să... Despre soția ta? Postează acum, ia telefonul. Ia telefonul, Viorele, postează. Nu, eu atâta am avut. Și atâta pleci, ne lași așa în momentul... O să vedeți... Viorele, eu zic să stai cu noi aici, te rog frumos, stai cu noi aici, că n-are rost să pleci. Lasă-l dacă vrea să plece. Să fie, stai puțin aici cu noi. Că Viorele o să-l fac. Da, am înțeles. Bine, deci unde să te caute lumea? Pe Instagram? O să vedeți Facebook-ul. Căutați-l pe Instagram, Rafael Opur. Și o să vedeți ce să spun eu acolo. Okay. Și atunci o să rămâi un pic să vorbim despre... Viorele, mai stai puțin, după aia te duci în cabină și te uiți pe YouTube. Un pic. Ai avut televizorul deschis la tine? Nu, dar nici nu-mi place absolut nimic. Deci nimic nu-ți place? Nimic. Dar de ce nu-ți place? Asta e o țigănime. Nu, hai să nu vorbim așa și nu cu asta. Să nu vorbim despre... Asta nu îmi place. Nu fi rasist. Viorel, acum de lansat s-a lansat. O să vină, o să vadă lumea, o să spună dacă le place. Distanța socială, nu, distanța socială. Doamna Mirela, în primul rând trebuia să nu cânti despre mine. Eu ce am zis eu? Veronica, vă rog. Avem... Deci am avut... Cât? Cum 21.500 pe YouTube? De vizualizări la ce? La asta noastră de la Acces Direct? Pusă pe Acces Direct? Păi nu, dar la 21.500 de vizualizări în cât timp? Când s-a? Adică acum, în astea 3 minute? 4? În regulă. Bun. 21.000? La ce? Sau mai mult? Nu înțeleg. La de vizualizări pe YouTube. La piesa noastră? Da. Avem 200 și ceva de mii lejer. Poate 200 de mii. 200 și ceva de mii avem lejer. Deci 21... Nu, 21.400. Da, în timpul YouTube-ului, dar în timp real 200 și ceva de mii lejer. Asta nu știu, lasă că vom vedea până mâine. Bun, ați făcut-o și pe asta. Da. Veronica, acum ești fericită? Da. Deci, fii atentă că din punctul meu de vedere, Viorel a fost cel care a cedat și de data asta. A spus să nu fac vreo nefăcută. Plec de aici, mă duc în camera mea, mă încui, măi, măcar să nu văd. Eu cred că nici pentru el nu este ușor. Poți să înțelegi situația lui? Să sperăm că nu. Deci fii atentă. Pune-te în situația lui, Veronica. Dacă el făcea ce ai făcut tu, fără să-ți spună nimic, fără să știi cu cine colaborează și numai să fii pus în fața faptului împlinit, tu, la cum te știu, nu te-ai fi comportat poate mai rău decât el? Nu. Nu. Dar ce ai fi făcut? Eu? Viorele, dar nu mai stai așa, nici camerele nu te... Minuții. Adică, un pic așa. Nu, dar eu știu, ia spun. Hai, ori stai, deci ori stai în centru. Mirela, știi ce spun? Ia spun așa acum că noi, dacă făceam eu, de exemplu, cu altcineva, cu o persoană, cu o fată, făceam o piesă, oleu, dar ai făcut, Viorele, și ea te-a înțeles. Da, te-am înțeles. Taci din gură. Mai spune să ta, care stai, zici că pleci la fugă. Știi ce o să se întâmple când o să vadă, poate o-i face sau nu-i face, nu știu. Să dea Dumnezeu să faci. Atunci o să vedeți ce fel răscol. Vrei să faci și tu acum? Te-ai ambiționat? Cu cine vrei să faci? Facem noi doi. Nu, pentru ce-au făcut, dar întâi Maria ceva de asta. Să spun exact în bună mare parte, dacă vrea sau nu vrea. Bine, ți-ai făcut Dan Blaua. Ai trecut chiar peste condițiile puse de soțul tău, deci cumva tu ai riscat căsătoria ta și planurile de viitor în familia Stegaru, pentru că n-ai ascultat absolut deloc de părerea soțului tău. Știu că n-am ascultat. Ce ai de gând să faci în continuare? Tot așa. Vis-a-vis de Viorel. Ce mi-am propus? Adică, ce? La divorț. Dar doar pentru o piesă și pentru faptul că ai făcut un clip cu Rafaelo, crezi că viața ta va fi de acum numai confeti, baloane și... Nu. Și atunci? La fel, să stai să calculezi, să luați o decizie împreună, să vorbiți. Eu zic că vă stă bine împreună, aveți și un copil împreună. Ăsta mic și-a lansat piesa de acum, gata. Ce, bă, vă puteți împăca, gata, mi-a lansat piesa. Ăsta mic a zis și acum câteva zile același lucru, adică eu o mențin pe a mea. Bun, deci, Veronica, da? Tu crezi că viața ta va fi așa, mașina urii care își ridică alea portierile la cer și tu intri pe de sub, așa crezi, nu? Doar că noi suntem prieteni și atât. Asta zic, adică tu crezi poate că vei avea un viitor cu Rafaelo. Poți să dea Dumnezeu, dar nu cred că are Rafaelo vreun gând legat de treaba asta. De aceea îți spun, ți-ai făcut Dan Blaua, ai putea avea acum și față de soțul tău o atitudine un pic mai împăciuitoare, ca să nu zic mai... Asta mă gândesc că mâine dau răspunsul. Așa te vreau, măcar bine că se gândește. Ce ai de spus? Eu ce să am spus? Păi da răspunsul.
La mine răspunsul l-a ales așa, la mine nu mai mă poate întoarce nimeni. Gata, acum nu mai, gata, mai vrei tu. Adio. Nu mai întoarce nimeni, păi dar ce-ți fac eu? De ce acum spun, în fie la casă, când ajung, mă ia din prost. Așa nu. Și ce, acasă crezi că nu o să vrea să vorbească cu tine? Bun, hai să spunem că după piesa asta, care să zic că va face câteva milioane de vizualizări, o să vină acasă luna viitoare cu niște bani pe care, pe care ia de la piesă. Nu contează banii aduși în casă? Nu mă interesează. În Virele, nu contează banii. Nu, pentru tine conta. Contau banii, contractul. După mai vrei contract? Și ieșim de aici, o să noi discut cu tine în ședințe private, că ți-am mai spus nu. Lanță de iubire. Deci ai ceva de spus? Ce spui acum. Deci, dacă va veni cu niște bani de pe YouTube, nu contează? Nu mă interesează, că și cu alte persoane care s-au dus, au colaborat asta. Dacă nu spuneam așa, era greu. Deci adică tu vrei să spui de Axinte, care a promis un lucru și nu s-a ținut de cuvânt. Așa, bun. S-a făcut ce a făcut. Așa. De acum nici nu mai mă interesează nimic. Face, nu face, deci nu mă mai bag. Dar eu am înțeles că Axinte, când a venit, m-a mai dat 1000 de lei, e adevărat? Da, da. Deci mai are să vă dea doar 8000 de lei. Și da, o să vi dea că e situație de criză, da, nu mai sunt concerte, asta, nu mai sunt evenimente, o să vi dea deci încet. Deci nu m-a băgat, da, doamna Mirela când o făcut. Bun, uite, poate Rafa vine și zice, uite aici tot banul, luați și faceți ceva pentru copilul vostru. Dacă fac treaba asta, rămânem prieteni? Eu nu mă interesează. Eu nu mă interesează. De Viorel, ce nu te pentru nu familia interesează ta, pentru copilul tău, nu orice venit dintr-o piesă, dar poate să fie un lucru important. Gata, m-am supărat de pe tine. Acum și nu mai vorbesc cu tine. Gata. Da, nu mai Viorel. Dar nu vedeți doamna Mirela? Dacă eu zic câte ceva lui Veronica, mă ia peste picior cum vrea ea. Păi mie nu-mi place gesturile astea. Dar nici mie nu-mi place gesturile tale. Nu vă mai certați, sunteți ca Tom și Jerry. Nu vă mai certați așa. Hai, ce facem? La mijloc, hai, aici. Ce facem? Că e luni, am lansat piesa și trebuie să eu zic să acasă. Ne bucurăm de piesă. Ne bucurăm, dăm pentru mâna toți toți oamenii ce care facem? Sunt îndrăgostiți. O să vadă de... Viorele și tu o să asculți piesa asta. Da, piesa nu o găsești pe YouTube, pe Rafael Oficial. Mâine seară o să mergem și mâine pe seară Stars. Mergem la Antena Stars. Sper, da, să fim locul 1, nu-i așa? Doamne, ajută doar cu ajutorul celor de acasă. Dar unde crezi că se duce? Nu știu. Păi o vezi în direct, Viorel. Nu se știe dacă are șanse. Mi-au aripi. Adică, de ce? Nu mai știu dacă... A, iar nu mai lași? Are șanse dacă se mai duce. Am înțeles. Bun.